Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, voi ați făcut meditații? E, na. S-a făcut, s-a făcut, nu? Da. Am făcut și eu. Băi, am cunoscut, eu cred că în țara asta toți copiii fac meditații care ajung la facultate. Am avut însă o colegă la facultate. Băi, fata cred că era un geniu nedescoperit. Fata citea cursul odată, îl înțelegea, lua 10 la toate examenele, era foarte bună, nu făcuse meditații în viața ei. Toți ne uitam la ea ca la un zeu. Am uitat cum o cheamă, nu știu ce a mai făcut. Bă, dar era formidabilă. Ca la o zeiță, da. Așa. Deși acum ce rost are, ne apucăm să folosim genuri în lumea asta. Fostul decan de la Facultatea de Matematică, profesorul Radu Gramatovici, a lansat, acum, ce ironia soartei, să fii decan la matematică dacă se te cheme Gramatovici. Da. Da. De poate de la gram. Deci, gramatica, asta e legătura. Da, nu, da, da. Ironia soartei? Sorții. Eu știu că e sorții. Ironia sorții. Asta e, da, felul de surprize acum. Încep să le descoper când mai învăț cu copiii. Că mai... Ironia sorții. Să fii, nu? Profesor, nu? De matematică și să te cheme Gramatovici, nu? Adică, da, mie. Nu? Nu? Nu știu. Nu știe nimeni. Deci, acum serios vorbind. Profesorul Gramatovici a lansat recent o critică foarte dură la adresa modului în care este organizat învățământul românesc. Într-o emisiune de la TVR a spus că în țara noastră, și citez, un elev mediu nu o să scape fără meditații la matematică, pentru că așa cum e făcut sistemul, ca să beneficieze de școli bune, trebuie să intre în acest sistem de dopaj. Am încheiat citatul. Deci, bună formulare. Un profesor important de matematică din țara asta spune că învățământul este, de fapt, un sistem de dopaj. De ce dopaj? Sunt sistem de dopaj. Nu, ca să beneficieze de școli bune, trebuie să intre în acest sistem de dopaj, adică fără meditații, care sunt dopajul, nu poți să progresezi. De ce? Pentru că, iată, conform domnului profesor Gramatovici, citesc din nou, în acest punct, meditațiile înseamnă antrenamente din acelea să visezi soluțiile la probleme. Adică dacă te trezește cineva noaptea să știi să faci exercițiul cu tare și să știi în opera literară, la pagina X, ce argument literar trebuie să dai ca să nu fii depunctat pe baremul ultra-specializat care se folosește la evaluări, acesta este un sistem de dopaj, a exemplificat profesorul. A, ok, bine, dânsul a dus-o în extrem, adică ce descrie acolo cu asta, să te trezești noaptea din somn, e valabil pentru copii care vizează Sava, Lazăr, liceele cu, unde se intră cu peste 9-90, sau în cazul elevilor de liceu, facultăți de top din străină, nu știu ce vizează cu astfel de pregătire. Da. Foarte interesant că opinia domnului Gramatovici este foarte diferită de ceea ce spune secretarul de stat de la Ministerul Educației, Florian Lixandru, care a declarat așa că, în opinia sa, meditațiile sunt o modă, dar și o necesitate, citez, în anumite situații. Nu știu cum este, o modă care ține de decenii întregi. Da, adică de asta am început întrebându-vă dacă ați făcut meditații. E ca ciubucul la medic. Da, e o modă care ține de... Domne, adică mie mi s-ar părea tare să, la un moment dat, să se pună lucrurile pe picioare, cum e în sistemul medical. Știi, nu știu, să se reformeze școala, să se implementeze proiectul România Educată într-un final, peste niște ani, da, nu știu. Teamă că s-a implementat. Și oamenii să facă în continuare meditații din reflex, gen, domne, să fie. Da. Domnul secretar de stat s-a referit la situațiile când profesorul de la clasă nu poate lucra separat cu elevii care fac performanță. Deci, domnii de la minister consideră că meditațiile sunt așa pentru elevii care... Frate, deja se plictisesc la școală și atunci vor să facă ceva în plus. Așa crede domnul Florian Alexandru. El mai spune referitor la meditațiile în învățământul primar că, citez, este vina părintelui care practic vine și întreține un astfel de fenomen. Ne reamintește publicația edupedu.ro. Deci iată două opinii complet diferite până la urmă. Adică prima, în actualul sistem, meditațiile sunt dopaj și un elev mediu nu poate merge mai departe fără meditații. Asta spune domnul profesor Gramatovici. Domnul Alexandru de la minister, secretarul de stat, spune, de fapt, meditațiile sunt doar pentru elevii care vor să facă performanță. E vina părinților că întrețin modelul. Că în rest poți să faci lucruri foarte bune în viață și fără meditații. De o întrebare și pentru voi, prieteni, care ne ascultați. Meditațiile. Credeți că meditațiile sunt dopaj și n-ai încotro dacă vrei ca o draslă să aibă o minimă șansă în viață? Sau meditațiile sunt doar pentru cei care vor să fie campioni?
0372069599. La ce servesc meditațiile în România? Dacă sunt inevitabile, dacă sunt o modă, dacă sunt o fiță, dacă o modă fără nu sunt, și nici o fiță nu sunt. Se poate intra la liceu, facultate fără meditații? Dacă ești un copil mediu. Adică nu... Eu sunt convins că se poate intra și la liceu și la facultate fără meditații. Dar în același timp, uite, eu am făcut meditații pentru că aveam nevoie de exercițiu pe care nu puteam să-l fac singur acasă, pentru că de fiecare dată când mă opream într-o problemă, că vorbeam de matematică sau ceva, nu aveam puterea să trec singur peste și aveam nevoie de suportul ăla care să mă împingă să fac chestia asta. Uh-huh. Și la meditații, practic, nu făceam decât să repet, să repet, să repet, să repet, până mi-intram în... de le știam... Știi? Da. De asta am avut nevoie de meditații. Nu și că eram... scârție scaunul tău, ia miște-te un pic. Și el are nevoie de niște meditații. Da, săracii părinții mei și săracul de mine, până la urmă. Deci în mine s-a turnat matematică și fizică ani de zile, în speranța că o să fiu un inginer. Fă-te inginer, băiete, că nu vezi în țara asta, nu merge, nu există, științele liberale sunt... Nu poți să faci așa ceva, asta pe vremea Ceaușescu. Mhm. Și nenică, până la urmă, tot jurnalist am ajuns așa cum doream. Dar tot s-au băgat foarte multe meditații în mine. Deci, se poate intra... Știi, paradoxal, mi se pare că e mai ușor să intri la facultate acum decât la liceu. Mi se pare că la liceu este o concurență înspăimântătoare. Da, în ce cea mai mare bătaie pe liceu. Pentru că după aia vine bacul, bacul teoretic, ar trebui să-l iei fără nicio... Uite, sunt mulți care nu iau. Dacă ești interesat de școală, e esențial asta. Da, da. Eu zic că bacul îl iei fără nicio problemă. Sigur, nu îl iei cu 10. Dar îl iei fără nicio problemă. Și după aia la facultate te descurci. Bătaia mare e pe liceu. Momentul determinant în formarea unui om în momentul de față în România este examenul din clasa 8-a, evaluarea națională, care după aia îți dă un liceu de unde poți să decolezi sau de unde poți să te prăbușești. 0372069599, telefonul nostru, și mesaje pe WhatsApp 0728312. Se mai poate fără meditații în România? Se poate? Ce, la ce sunt bune ele și ce se întâmplă dacă nu faci meditații. Cu sau fără meditații? Se poate intra la un liceu bun fără să faci meditații, la facultate și așa mai departe. Mesaje, telefoane, foarte multe în dimineața asta. Să începem. Bună dimineața, băieți! Mă numesc Mihaela și sunt din București. Fica mea, acum are 27 de ani, nu a făcut o oră de meditație toată viața ei. Ba da, a făcut la engleză în primii ani... 7 ani, 8 ani, 9 ani. Apoi a învățat ea pentru că i-a plăcut să fie prima din clasă, nu pentru că îi plăcea să știe foarte multe. Dar a intrat la liceu bun la vremea aceea, a intrat la facultate, a terminat facultatea cu 9,96 licența, a terminat și masterul fără nicio oră de meditație, deci se poate. Și nu suntem o familie de genii. Eu am școala profesională, tatăl ei doar liceul. Deci, da. Exact precum colega mea de la facultate. Da. Și ți-a curs odată, lua 10, nimeni nu înțelegea cum făcea. Sunt situații niște din comun, iar geniile nu se nasc întotdeauna din campioni. Da. Cel mai bun răspuns la întrebarea voastră a fost dat de către o fostă doamnă secretar de stat în Ministerul Educației, care spunea că nivelul subiectelor la capacitate era de nota 6 pentru cineva care nu face meditații. Întregul sistem de învățământ românesc se învârte în jurul meditațiilor. Da, Daniel Clăș. Foarte bună observație. Da. Adică dacă școala... Mamă, dacă Ministerul Educației spune, știi, că noi nu vă putem pregăti decât pentru nota 6... la examenele pe care noi le concepem. Dacă vreți mai mult, plătiți. E și ideea că cum e asta. Noi ne-am pus problema aici că se fac meditații de 30 de ani în România și lăsăm la o parte româna, unde să zicem că se fac de mai mult timp, să știi. Sau de mai mult, iată. Limba română, unde se fac meditații pentru a obține o notă mai bună, pentru a intra la un liceu mai bun și așa mai departe. Mie mi se pare că fundamentală în problema asta este matematica. Matematica de cele mai multe ori comportă necesitatea unor meditații. Da. Și asta cred că se întâmplă din următoarele motive. Unu, că sunt suprapopulate școlile și în clasă sunt foarte mulți copii, în general sunt peste 30, iar matematica e o materie care la un moment dat așterne niște diferențe între copii, fiecare cu gradul lui de înțelegere. Și programa școlară este extrem de multă materie la matematică. Deci eu văd, fiul meu e în pragul examenului și încă mai are de
profesoara lui mai are de predat foarte multă materie, că mai sunt două luni până la examen. Și ei ar trebui să recapituleze cumva în perioada asta, mă gândesc eu. Volumul este foarte mare de materie, diferențele între copii și numărul foarte mare de copii din clasă, toate astea duc la probleme cu matematica și la necesitatea părinților. Mulți dintre părinți nu reuși, adică eu văd Oana, care a învățat foarte bine, a fost ocilară. Și știe matematică. Copiii ai de la ea. Da. Îl ajută pe fiul și are momente când și ei este greu. Adică ea stă câteva ore să cerceteze anumite probleme și să-și amintească cum se făceau, ca să poată să-i predea lui fiul, care are și meditator. Cred că cel mai bine întrebăm un elev cum stau lucrurile. Uite, Ioan e în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că m-ați trimis la emisiune. În ce clasă ești? Sunt clasa noua la liceul Sava și voiam să vă spun... Mamă, campion! Te rog! Da, da, mulțumesc! Și voiam să vă spun că aici la liceu a fost făcută foarte bine selecția, atât de elevi cât și de profesori. Suntem bine organizați, orele merg foarte bine, aici nu e nevoie de meditații, adică poți să depinzi 100% de școală, dar la gimnaziu lucrurile stau altfel. Dar tu, ca să ajungi acolo, ai avut nevoie de meditații? Da, asta voiam să vă spun. Ca să ajung aici, am avut nevoie de meditații, dar pentru facultate nu cred că o să am nevoie. Interesant. La gimnaziu era o dezorganizare totală, la română trebuia să învățăm tipare pe de rost și elevii făceau gălăgie la școală, nu puteai să te concentrezi. Și, deci când compari acum ce înveți la liceu cu cum se desfășurau lucrurile la gimnaziu, ce observi? Care sunt diferențele principale? Păi, în primul rând, aici putem să interacționăm mai mult cu profesorii, se pune mai multă atenție pe înțelegere, acolo era pe memorare. Păi da, mă, Ioane, dar trebuie să iei în considerare că la școală erai coleg cu copiii din cartier care erau arondați acelei școli, pe când la liceu aici ești coleg cu niște oameni care au luat note excepționale la admitere, pentru că liceul Sfântul Sava din București e unul dintre cele unde se intră cu medii de peste 9-80 sau mai știu eu ce. Deci automat acolo ai un colectiv de copii excepționali. Cu cât ai intrat la liceu, Ioan? Cu 9,95. Felicitări, Ioan. Îți ținem pomii. Mulțumim, mulțumim că ne asculți, Ioan, și multă baftă în continuare. Mulțumim, Bogdan. Lui, cred că nu-i trebuie baftă, cred că el se descurcă. Da. Pe asta spun, când intri și ai toți colegii tăi au intrat cu 9,95, îți dai seama că merge școala altfel. Bogdan, bună dimineața. Salut, Bogdan. Bună dimineața! Sunt tata unui băiat în clasa a doua și pot să spun cum se văd lucrurile puțin de aici, în sensul că sunt inginer de profesie și consider că știu matematică și când încerc să-l ajut pe băiatul meu cu temele la nivelul clasei a doua, le facem repede, două mere, trei pere, egal cu cinci, gata, mergem afară. Vine soția, păi nu, n-ați făcut nimic bine, că e o întreagă procedură, trebuie nu știu ce, trebuie nu știu cum, că altfel nu se punctează nimic. Și pe mine mă șochează, adică era important să afli rezultatul, nu mai mult procedura. Aha. Și atunci... Foarte interesant. Sunt metode diferite pe care le studiez separat și de asta toată procedura asta, Bogdan. Așa. Și mai vă dau o situație puțin extremă la sport. Fiul meu nu este un copil atletic și am aflat că are probleme la sport. Dar am vorbit, nu știu să facă flexiuni sau ce trebuie să facă. Și avem probleme. Dar întrebarea a fost, de ce nu se ajută să învețe? A, păi ce, s-a opresc toată clasa, ceilalți copii sunt sportivi. În sensul că fac un sport cu acel învățător. Da, asta, deci, e o problemă, asta e o problemă profundă a educației din România. Poate că, cine știe, cândva se va înțelege că, de fapt, școala este ca să-i ajute pe toți și, în primul rând, pe cei care în au dificultăți. În primul rând, pe cei cu dificultăți. Pentru că, în Germania, copiii cei mai slabi din clasă sunt în prima bancă. Da. Toate modelele de învățământ... Și toată atenția e pe aia doi. Toate modelele de învățământ nordic sunt centrate pe a-i recupera pe cei care au întârzieri. Da. Gigi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Dom'le, sincer, ar trebui să sistemul de învățământ schimbat. Să vă spun de ce. Trebuie să faci meditații, că nu, copilul tău nu va ajunge, va fi un nimeni și un nimic, să știți. Sunt unii care, da, chiar învață și chiar sunt genii. Sunt alții, dom'le, de ce trebuie să-i ducem pe tot să dea bacul, când ei săracii nu pot, îi forțăm. Avem materii în plus care n-ar trebui să-l... Materii care nu cred că au ce căuta în învățământul românesc. Una la mână, doi la mână. Hai să facem
să îi clasificăm. Bă, sau avem evaluări. Prima dată, să zicem, îi evaluăm în clasa a patra, da? Îi evaluăm în clasa a opta. Și în funcție de, nu trebuie să ajungă toți 100 din liceul respectiv, 100 la facultate, să dea bacul. Sigur că deci, da. Eu nu este important. Deci, da, pentru că te întrerup. Și încerc să dau o explicație, ceva care pe mine mă frământă de mult timp. Mie mi se pare, e opinia mea personală, că noi în societatea asta trăim așa într-o stare de ipocrizie permanentă. Vrem să demonstrăm permanență că copiii noștri sunt atât de buni încât vor face facultate și vor ajunge niște savanți, niște învățați. Și nu găsim un meseriaș, un instalator bun sau, mă rog, aia care sunt atât de puțini încât câștigă foarte, foarte bine și toți îi căutăm prin prieteni și așa mai departe. Spre deosebire de noi, în Germania, de exemplu, plecând de la tradiția breslelor, a fi meșteșugar, avea o profesie, a face o școală profesională bună este un motiv de mândrie. Da, la noi, la profesională, prin tradiție, se consideră că ajung numai eșecurile, loazele. Ar trebui cumva să schimbăm atitudinea asta, acest mod de abordare a problemei și să considerăm că, într-adevăr, nu toți vor ajunge savanți, dar țara asta are nevoie nu doar de savanți, are nevoie și de o mulțime de meseriași și de meșteșugari foarte, foarte buni. Există învățământ dual, care înțeleg că merge foarte bine. În zona Brașovului, în special. Da, eu cred că acest sistem ar merita extins. Mai avem doar 30 de secunde. Patricia e profesoară de matematică. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Zine în câteva secunde meditații ce voi să ne spui. Eu sunt profesor în primul an de matematică și o să zic că n-am făcut nicio oră de meditații pentru mate ca să ajung aici unde îs și... Pentru că te-a pasionat, ce ai înțeles? Da. Profesorul meu din liceu mi-a recomandat să nu fac meditații pentru că o să fiu mult mai mândră de mine când reușesc, corect, că n-am făcut nicio. Foarte corect, mulțumesc. Eu nu am avut nevoie de meditații la română, de exemplu, la geografie, la istorie, materiile care mi-au plăcut foarte mult și aveam rezultate bune. În schimb, la matematică și la fizică, nene, a fost nenorocire. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.